Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. De asemenea, dacă doriți să ajutați Turcia în aceste zile dificile, vom trimite în numele dumneavoastră toate veniturile noastre din butonul de alăturare colectate în prima lună către cei nevoiași din zonele de cutremur. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil și Sla devin vecini. Iată noile case ale Silhal. Cutremurul din Turcia i-a făcut pe mulți oameni să se confrunte din nou cu realitatea cutremurului. După cutremurul din sud-estul țării, toate privirile s-au îndreptat spre Istanbul. Există defecte în Istanbul și toate sunt active. Experții se așteaptă la un cutremur major în Istanbul în următorii 80 de ani. Prin urmare, mulți din Istanbul sunt foarte îngrijorați. Mulți artiști au decis să scape de oraș și să locuiască în clădiri izolate. Printre aceștia se numără Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan. Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan și-au cumpărat o casă într-un loc în care sunt și prietenilor comuni și unde sunt cabane. Deci prețurile caselor cumpărate au crescut după cutremur, dorința de a trăi în siguranță împiedică aceste prețuri. În special în Istanbul, mulți oameni au început să se stabilească în clădiri unifamiliale din oțel, mai rezistente la cutremure și fără structuri din beton. Oamenii care au posibilitatea de a se muta în acest tip de casă sunt garantați într-o oarecare măsură împotriva cutremurului, dar la noi sunt oameni care nu vor să locuiască în acest tip de casă. Mulți oameni nu doresc ca casa în care locuiesc să fie testată pentru adecvarea seismică, pentru că nu au unde să meargă dacă casele lor se prăbușesc. Aici, statul trebuie să asigure o construcție adecvată în conformitate cu principiul responsabilității sociale și să ofere oamenilor case ușor de plătit sau fără plată. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!